Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Adrian David, va da lămuriri cu privire la factura pe care populația o plătește la apă. Faptul că în acest moment se plătește în mod legal o taxă pentru colectarea apei pluviale în funcție de cantitatea de precipitații a stârnit reacții și pentru că tot se apropie campania electorală, primarii au cerut sprijinul și Consiliului Județean Hunedoara ca acționar majoritar la APASERV. Răspunsul va veni după ce va fi verificată legalitatea scoaterii acestei taxe de pe factură. Din motivația operatorului regional de apă și canal, înțeleg că e o discuție, un act normativ care obligă la facturarea apei pluviale. În urma cercetărilor făcute de dumneavoastră, o să demarăm și noi o procedură pentru a verifica dacă există posibilitatea ca această taxă să fie scoasă. Ea se va renunța la ea dacă acest lucru este posibil. Vom lua exemplul altor operatori care au făcut acest lucru și aș vrea să-i asigur pe cetățenii Băiejiului și pe toți hunedoreni în general că dacă această taxă este legală, își vor primi banii înapoi. În maxim 30 de zile vă promit că vin personal cu răspuns. În anumite orașe din țară, precum Râmnicu Vâlcea, Constanța, Craiova sau Ploiești, administrațiile locale au scutit cetățenii prin hotărâri de Consiliu în ultimii ani de la plata taxei pentru apa meteorică și există chiar un proiect de lege ce a fost trimis în Parlament în noiembrie 2015, prin care operatorilor de apă li se cere eliminarea ei. Taxa este stabilită la nivel local, cu o formulă în care este luată în calcul cantitatea de apă care cade pe acoperiș și este preluată de rețelele de canalizare, înmulțită cu un anumit coeficient raportat la suprafața terenului sau a locuinței și cu tariful pentru canalizare.